Ce faci, maici? Am uns foaia de copt, uite. La 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 la. Așa se face? Eu credeam că se topește și se toarnă. E, stai că am o surpriză pentru tine. O? Care? Faci o inimioară sau ce? Ce faci, maici? Am exersat la prăzitorica aia cu gem. Păpuiule, te îndrăgosti, ce faci, maici? E, te fac o inimioară. Și acum o umplem cu inimioara. Pis, 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 pis. Nu e roșie, e alb aici în prăjitura noastră. Dorele, dacă pui așa multă făină, nu o să rămână după aia făină necoaptă? Păi nu, că o întind. Adică o scutur, știi? Aha. Ok. O scuturi? Deci ești bărbat care se duce la baie? Îți place inimioara de ziua îndrăgostiților? Miau. Ia uite. Uite, bă, ce inimioară, bă. Uite, vezi? Hai. Nu știu cum să facem. Se vede bine? Se vede, se vede. Da? Fetița. Ați mai gătit așa ceva? Cu inimioară. Da. Așa are gustul bun când e cu inimioară. Păi bineînțeles. Eu nu mănânc fără inimioară. Da, ca și la prăjitorica aia tot așa am făcut. Tot cu inimioară. Numai că am făcut o codiță în sus la ea. Ceva. Da, cum ar fi astea? Da. E inimioară specific de puiulete. Ce să mână astea? Inimioara de la... codița de la inimioară. El puio. Da. Gata, asta a fost? Da. Și voi ce faceți mai aici? Ajutați la gătit sau? Da, aici e săpun, apropo. Ok. Nu că asta sper, nu... Sper că asta nu este desertul sau... A, nu. Felul 3 sau... Deci să nu ungi cu săpun în loc de unt. Mm. Nu pui mâna pe lângă. Seamănă la culoare, ha? Oarecum, da, uite. Uite, e numai că untul e mai gălbui decât... Dar sunt și săpunul mai gălbui. Miau. Să punem mai galbui? Sunt de toate culorile, inclusiv galbui, nu? Vedeam că niște oameni serioși. Să dați, trepți! Să trăiți! Să trăiți, domn general! Mac, mac!